Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Sandu Scobioala și vă prezint o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Comun. În perioada rece anului, o bună parte din veniturile consumatorilor din Republica Moldova este cheltuită pe facturile la energia termică. Ce întreprinde autoritățile pentru a reduce costurile și cum este modernizat sistemul centralizat de încălzire, știe colega mea Elena Brăciu, care a analizat acest subiect. Elena, bună seara! Bună seara, Sandu, bună seara, doamnelor și domnilor! Într-adevăr, vine fricul, vin facturile usturătoare. Un singur lucru ne bucură, că autoritățile noastre încerc să întreprinde ceva. O soluție ar fi această încălzire centralizată autonomă, ceea ce înseamnă că fiecare locatar va avea propriul contor și va achita exact ceea ce consumă. Deci nu va mai trebui să depindă de un vecin sau altul. Ce înseamnă acest proiect și cum s-a modernizat sistemul centralizat din țara noastră în ultimii ani, vă invit să aflați din materialul pe care l-am investigat. Așadar, doamnelor și domnilor, vă invit să urmăriți reportajul realizat de colega mea Elena Briciuc. Cele mai multe locuințe și spații rezidențiale din Chișinău sunt conectate la încălzirea centralizată. Aproximativ 500.000 de persoane beneficiază de agent termic furnizat de societatea pe acțiuni termoelectrică prin sistemul de alimentare centralizată cu energie termică. Livrarea energiei termice este asigurată de 4 surse de termoficare, 2 din care funcționează în regim de cogenerare. La momentul actual, sursa numărul 1 și sursa numărul 2, pe lângă energia termică produsă, livrează și energie electrică. Pe lângă sursele de termoficare, în Chișinău funcționează 15 stații de pompare care asigură circulația aproximativ a 20.000 de metri cub de agent termic de la surse spre consumatori. O perioadă îndelungată, investițiile în SACET au fost mult mai mici decât era necesar. În prezent, o mare parte a infrastructurii trebuie modernizată pentru a diminua costurile de furnizare a energiei termice. Acum câțiva ani, societatea pe acțiuni termoelectrică a început reabilitarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din capitală. Proiectul de îmbunătățire a eficienței SACET, finanțat de Banca Mondială, prezintă un set de măsuri tehnologice minite pentru sporirea calității serviciilor acordate de compania noastră populației, sporirea fiabilității sistemului și diminuarea costurilor. Suntem foarte bine, ne dăm seama că diminuarea costurilor și cheltuielilor operaționale contribuie la optimizarea tarifului și nemajorarea lui pentru consumatorul final. Proiectul îmbunătățirea eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, creditat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, presupune modernizarea infrastructurii de livrare a energiei termice prin instalarea punctelor termice individuale și schimbarea rețelelor exterioare cu țevi moderne preizolate. Proiectul inițial a fost estimat la circa 40 de milioane dolari SUA. La momentul actual, peste 90% din costul proiectului respectiv sunt realizate. La moment sunt reconstruite 3 stații de pompare și construită o stație de pompare nouă, stația de pompare numărul 1, în care ne aflăm noi la momentul actual. De ce a fost necesară construirea? Stația de pompare respectivă ne permite majorarea producerii energiei electrice în regim de cogenerare la sursa numărul 1. E cea mai mare sursă din Republica Moldova care lucrează în regim de cogenerare și asigură independența energetică. Potrivit funcționarilor, noul sistem a fost conceput și construit de tehnicieni basarabeni, iar acest lucru este o premieră pentru țara noastră. Spre bucuria noastră, stația de pompare numărul 1 la momentul actual nu are un analog în Europa de Est și de Vest. Este cea mai contemporană stație din, nu mă tem de cuvântul acesta, din lume, care e dotată cu un sistem automatizat de control a tuturor funcțiilor stației, controlează presiunile, debitele de agent termic, cât și, dacă ați observat, sunt 3 pompe care asigură circulația agentului termic, cât și conectarea unei sau altei pompe funcției de necesarul de energie termică la consumator. Au fost inițiate un șir de lucrări, printre care modernizarea sistemului de termoficare și instalarea punctelor termice individuale în 700 de clădiri din municipiul Chișinău. În vara acestui an au fost modernizați peste 8 km de conductă termică. Prin intermediul rețelei date se asigură toată zona inferioară a municipiului Chișinău cu energie termică. Deci, datorită rețelei date, volumul de energie termică produsă la sursa numărul 1
a sporit cu aproximativ 200.000 de gigacalorii pe an. Datorită acestor modernizări vor fi reduse pierderile cauzate de rețelele exterioare învechite, iar în urma instalării punctelor termice individuale, locatarii vor beneficia de apă caldă non-stop. Astfel, fiecare consumator va cheltui pentru încălzire atât cât are nevoie. Pe calea ieșilor a fost deja instalat un astfel de punct termic. Acum ne aflăm la strada calea ieșilor 13, în subsolul clădirii, unde s-au instalat echipamente automatizate care ajustează consumul de energie termică pentru blocul respectiv în dependență de mediul exterior și de doleanțele clientului. Orice consumator dorește să aibă ceea ce el are nevoie, nu să aibă surplusuri de achitat, etc. În cazul echipamentelor instalate în subsolul clădirii respective, consumul sau livrarea agentului termic în blocul respectiv are loc doar în strictă concordanță cu aerul exterior. Dacă este frig, este căldură mai multă. Dacă este cald, căldura este mai puțină și atunci consumatorul achită, respectiv, mult mai puțin. Asemenea, instalații sunt deja instalate în circa peste 700 de clădiri în oraș Chișinău, unde consumurile față de perioadele precedente s-au redus per bloc cu circa 12-15% doar unui asemenea element. Unele cazuri chiar au ajuns la 20%. Dar urmează și a doua etapă, distribuția orizontală, care în rezultatul implementării care consumatorul obțin în genere independență totală față de furnizor și față de alți vecini, etc. Totodată, punctul termic individual poate fi programat în funcție de temperatura exterioară. Pot fi stabilite regimuri de consum de zi și de noapte, de weekend și de vacanță. La fel, poate fi setată temperatura dorită pentru circuitul intern al blocului, iar furnizarea și consumul de energie termică și apă caldă menajeră sunt asigurate eficient, flexibil și sigur. Rolul lor, cel mai important este că un creier electronic măsoară temperatura al exterior și închizând și deschizând diferite elemente ale acestei instalații, livrează mai mult sau mai puțin căldură. Două elemente foarte importante, schimbătoarele de căldură, unul este pentru încălzire, în care agentul termic din termoelectrica transmite căldura agentului termic din bloc, și a doilea este pentru prepararea apei calde menajerii. Printre altele, acest bloc locativ până în acest an nu a avut apă caldă menajeră. Datorită acestei instalații s-a pornit livrarea, prețurile sunt mult mai joase decât respectiv în alte părți ale orașului și ei au calitatea apei calde, au deschis robinetul, apa fierbinte curge imediat, nu ca în alte situații când deschizi și aștepți chiar și 2-3-4 minute până vine apa caldă. În rest, nimic deosebit, țevi, pompe, regulatoare de temperatură, presiune, bineînțeles, indicatoare respective, contor de energie termică, un element foarte important, care măsoară exact cât a consumat consumatorul. Fiecare apartament va avea un contor care va indica exact cât trebuie să achite locatarul, indiferent de consumul vecinului. Pasajul, contorul care depinde la fiecare apartament, este așa contor, care pe noi ne-a adus la aceea că noi plătim pentru ceea ce cheltuim. Noi nu plătim în zadar. Și vreau să vă spun că e foarte bine și foarte econom de când am contorul liniștit că eu nu plătesc banul în zadar. Că dacă anul trecut, pe vremea asta, pe luna decembrie, eu am plătit 1200 de lei, păi anul ăsta am plătit 580. Tot cu apcală. Diferența se observă în factură, spun consumatorii. Totuși, unii locatari se lasă convinși cu greu. Foarte greu a fost să-i convingem. O parte bună au înțeles și îmi pare bine că au înțeles. O parte și în ziua de azi mai sunt careva care nu vor să înțeleagă și sunt ocărâte că am făcut lucrul ăsta, dar care au înțeles sunt foarte mulțumiți și cum mă întâlnesc, cum îmi mulțumesc. Mulți care nu s-au conectat, au avut pricini, care nu au avut finanță, care cu sănătate ceva. Acum ei vor numai decât ca să conecteze. Chiar acum avem vreo 3 apartamente care vor chiar în momentul ăsta să conecteze. Că au văzut facturile usturătoare de luna decembrie. Dacă eu am plătit 600 de lei pe metrajul ăsta, pe alt metraj care nu a fost conectat a plătit 1900. Termoelectrica speră că în câțiva ani toți beneficiarii din municipiul Chișinău vor fi conectați la acest sistem de încălzire. Aceasta rămâne însă o problemă pentru alte orașe din țară. Deși unele localități sunt conectate la încălzirea centralizată, resursele energetice sunt cheltuite ineficient, iar consumatorii nu beneficiază de apă caldă.
Am revenit în platou, discutăm la acest subiect cu invitații din această seară. Este vorba despre Alexandru Sandulescu, un alt consilier UE în politici și energetice. Vă spunem bună seara și bine ați venit. Și domnul Alexandru Lupan, consilier termoelectrică, bună seara și bine ați venit. Bună seara. Stimați telespectatori, vă invităm și pe dumneavoastră, cei de acasă, să participați la discuții. Dacă aveți întrebări sau comentarii, vă îndemnăm să le scrieți pe pagina de Facebook TVR Moldova, acolo unde emitem live această emisiune. Stimați invitați, aș vrea inițial să începem această discuție prin a ne spune părerea dumneavoastră referitor la starea la care se află sistemul de încălzire, inițial în capitală, aici, în Chișinău, și aș vrea, domnule Sandulescu, să începem cu dumneavoastră. Da, sigur, sistemul de încălzire centralizată este un element foarte important pentru confortul cetățenilor din municipiul Chișinău. În ceea ce privește starea acestuia, a spune că este pe o direcție bună, în sensul că ca peste tot în estul Europei, echipamentele moștenite sunt echipamente în general vechi, numai că ceea ce putem constata în municipiul Chișinău este un amplu program de modernizare a acestora. Un amplu program care, așa cum ați văzut și în reportajul filmat, este finanțat printr-un credit extern și, din câte știu, termoelectrica nu se oprește aici. Deci, în momentul de față, programul acesta de modernizare vizează conductele magistrale, vizează punctele termice, vizează creșterea confortului la consumator prin acea schimbare tehnologică de care probabil că o să vorbim ceva mai târziu. Va fi continuat cu sursele de alimentare cu energie termică. În momentul de față este în discuție un studiu pe care îl va gestiona Banca Mondială, finanțat de către guvernul suedez printr-un grant, și acest studiu va veni cu soluții privind modernizarea surselor de energie. Ceturilor, poate e nevoie de ceva generare distribuită de energie electrică și termică în municipiul Chișinău. Rămâne să vedem specialiștii ce vor recomanda pentru modernizarea și a centralelor, a sursei primare de energie termică. Domnule Lupan, am văzut în reportajul anterior un bloc care se bucură de confort, așa cum spunea domnul Sandulescu mai devreme. Mulți, cu siguranță, se uită cu invidie la acești locatari. Aș vrea să ne spuneți în continuare despre planurile despre care a menționat domnul Sandulescu anterior. Cum încercați să înaintați astfel încât de ce am văzut în reportaj să beneficieze cât mai multe persoane? Deci, la momentul actual, bună ziua încă o dată, la momentul actual, termoelectrica, ceea ce s-a făcut pe parcursul anului 2017, este un proiect pilot care îl implementăm cu suportul cetățenilor. Deci, pe parcursul unei perioade îndelungate, echipa termoelectrică a fost în teritoriu, deci fiecare microcartier din oraș a avut informație deplină la oferta care a fost înaintată. Deci, de fapt, termoelectrica prin proiectul dat vrea, în primul rând, să fie mai aproape de consumator. Suntem foarte conștienți că consumatorul trebuie să primească ceea ce merită. Deci un confort din punct de vedere a temperaturii în apartament și, desigur, apa caldă menageră, deci 365 de zile. Deci vreau să fac o remarcă că parcursul la ultimii 2 ani de zile noi am fugit sau am de la practica aia că pe parcursul verii, o lună, o lună și jumătate, sursele de generare erau în reparații, se făceau careva reparații pe rețelele magistrale, deci experiența dată a fost uitată și noi deci livrăm agent termic, deci 365 de zile către consumator. Ce ține de aceste 16 blocuri care au fost montate, punctele termice individuale cu distribuție pe orizontală, deci, într-o măsură oarecare, este meritul locatarilor care au avut capacitatea să se mobilizeze, să se organizeze. Noi am venit cu oferta către locatari, mai multe blocuri, deci au fost selectate ele care s-au mobilizat totalmente sau acele 90-95%, deci oferta termoelectrică este foarte simplă. Noi venim cu proiectarea, montăm punct termic individual care a fost, deci l-am văzut în reportaj, și proiectarea și montarea rețelelor interioare în scară.
Mai departe este prerogativa fiecărui locatar, deci investițiile minore, într-o măsură oricare, nu s-a stat de mari, pentru a-și monta sistemul interior în cadrul unui apartament. Deci 2-3 odăi, deci diferă de la 3 până la 6-7 mii de lei pentru a-și monta. Și iarăși depinde de cât de sofisticat ar dori locatarul să-și facă sistemul interior. Simplu cu calorifere este un preț minim. Dacă vrea reglatoare electronice care sunt posibil de reglat de la distanță prin telefon, prin desigur salte, fiecare sensor costă ceva adițional. Dar asta este oferta. Deci dacă facem o referire la costuri, deci diferența de metru pătrat este undeva la blocul care are pur și simplu punct termic individual și punctul termic, deci blocul care are punct termic individual cu distribuția de orizontală, este undeva 25% în factură. Din câte am observat, această încălzire centrală autonomă nu este ceva nou pentru țările europene. Abia acum a ajuns și în Republica Moldova. Cum credeți, în cam câți ani acest proiect va fi implementat la nivel național în țara noastră? Vedeți, acest proiect, acest sistem răspunde unei nevoi fundamentale a consumatorului, și anume să dețină controlul. Să dețină controlul asupra temperaturii în fiecare cameră, să dețină controlul asupra facturii. Ceea ce nu se putea întâmpla cu vechiul sistem, cu distribuitoare pe verticală, în care totul se plătea la comun și era o împărțire mai mult sau mai puțin arbitrară a facturii generale pe apartamente. E greu de spus în cât timp toate blocurile din Chișinău vor ajunge să aplice acest sistem. Cred că greu este începutul. Greu este să existe câteva exemple care după aceea, odată popularizate și prin intermediul televiziunii, bineînțeles, vor crea dorința celorlalți locatari, celorlalte blocuri învecinate și nu numai, de a aplica un astfel de sistem. Pentru că lipsa acestui control a dus și la unele debranșări, deoarece instalațiile acelea cu centrale de apartament ofereau exact controlul pe care sistemul vechi cu distribuitoare pe verticală de încălzire centralizată nu putea oferi. Eu pur și simplu, din curiozitate, dacă 95% dintre locatorii blocului își vor pune acest sistem de încălzire autonomă, vor vedea diferența la sfârșit de lună. Restul 5 vor plăti și ei mai mult, înseamnă, pentru încălzirea centralizată. Deci, locatorii, deci toate cele 4.000 și ceva de edificii care sunt conectate la sistemul centralizat, deci este necesar să menționăm că ele sunt contorizate. Ne obligă legea, deci contoare care trec verificarea metrologică respectivă, deci blocul, în cazul dat, blocul locativ, achită suma care este facturată în baza contorului. Pentru toți vecinii. Deci, la intrarea în bloc este montat, așa cum ați văzut dumneavoastră, este montat un contor care determină cantitatea de energie termică care a intrat în bloc. Uh-huh. Mai departe, se deduce cantitatea de energie termică care au consumat-o, zicem, din 100, cele 95 de apartamente. Se deduc, deci, nu că pierderile, dar cantitatea de energie termică care este consumată însăși de bloc, scara blocului, tot se încălzește din contul țevilor care sunt montate. Și soldul rămâne la cele 5 procente care vor achita, desigur, inevitabil o factură mai mare. Puțin mai mare decât cei care au distribuția pe orizontală. Deci ar fi mult mai convenabil ca absolut toți locatarii să treacă Perfect. Pe acest sistem. Absolut corect. Cât de greu a fost să convingeți locatarii ca să treacă la acest nou sistem de încălzire? Am să mă repet, deci au fost 4 luni de muncă a echipei, zi de zi lucrul cu, în primul rând, cu gestionarea fondului. Deci au fost training-uri, deci explicații în cadrul întreprinderii, deci specialiștii în teritoriu, la etapa inițială, deci starea rețelelor interioare, la nivel de proiectare, deci inginerii noștri, deci o perioadă de 3 luni de zile, practic, au fost nemijlocit în cadrul blocului.
Elena, vorbeam mai devreme despre acest sistem de încălzire, cam cât timp ne-ar lua ca să fie implementat în toată țara, pe tot teritoriul. Dar aș vrea să vă întreb dacă care este situația la nivel național, dacă se confruntă și celelalte localități cu aceleași probleme pe care le-am avut până acum în Chișinău și ar avea nevoie de un astfel de sistem de încălzire. Deci, la momentul actual, termoelectrica, de fapt, sunt. În termoelectrică sunt circa 83% din sistemul termoficare, deci încălzire centralizată din Republica Moldova. Suntem cel mai mare producător de energie termică, deci nu pot să mă refer ceea ce se face, de fapt, în Orhei, Ungheni, acolo unde există sisteme decentralizate, dar ele toate au fost, cum a menționat domnul Sândulescu, au fost concepute după proiectele sovietice, deci cu distribuția pe verticală. La moment, din punct de vedere de dezvoltare, deci este foarte simplu că toți dezvoltatorii, în momentul când, deci toate blocurile noi, de fapt, au distribuția pe orizontală, numai cu o mică remarcă, că distribuția pe orizontală cu centrală de apartament. În condiții de omitere sau excludere centralei de apartament, deci noi automat avem sistem autonom de încălzire centralizată. Deci termoelectrica este capabilă să conecteze blocul, grupul de blocuri, cartierul, și oamenii vor beneficia. Un exemplu poate fi, deci, cartierul de la Valea Trandafirilor, care în ajun de toamnă, adică în sezon de încălzire, s-a trezit că centrala de cartier care le asigura, deci din anumite considerente nu le dădea, nu putea să le livreze energie termică. Ne-am mobilizat și parcursul la 2 luni de zile, deci a fost construit un traseu magistral, tot raionul, deci microraionul, cartierul a fost conectat, deci astăzi avem 1900 de apartamente conectate, contracte individuale, distribuție pe orizontală, deci oamenii au și căldură și apă caldă menajeră. Domnule Sândulescu, cum credeți? De ce în secolul 21 noi avem în țara noastră orașe care nu au încălzire centralizată? Deci sunt apartamente care au sobe în casă. Sigur, e loc de dezvoltare, e loc de mai bine și aici. Și în primul rând trebuie să cetățenii din respective localități convinși să renunțe la sistemul tradițional, sistemul actual de încălzire, care evident este ineficient, și să treacă la un sistem modern cum este cel de încălzire centralizată. Nu e mai puțin adevărat că o astfel de trecere implică fonduri substanțiale, implică costuri. Și aici discutăm de modul în care ar putea fi finanțat o astfel de investiție, care în timp va fi recuperată prin eficiența mai mare a producerii de energie în cogenerare și prin acest sistem de distribuție centralizată a energiei termice. Și aici discutăm și de mecanisme de susținere financiară, pentru că în cadrul Uniunii Europene există o directivă care tocmai vine și impune statelor membre să pună în funcțiune sisteme de promovare a cogenerării eficiente. Deci, practic, să creeze niște mecanisme suplimentare care sunt prevăzute și de altfel și în legea energiei termice din Republica Moldova, prin care producătorii, cum este și termoelectrica, de energie electrică și termică în cogenerare, să primească o serie de facilități, o serie de suport financiar prin diverse mecanisme. De exemplu, în Uniunea Europeană, foarte răspândit este un mecanism de tip bonus, deci un mecanism prin care sunt colectate fonduri de la toți consumatorii de energie electrică și acestea sunt direcționate tocmai către întreprinderi precum termoelectrica în susținerea financiară a costurilor acestora. Este un proces îndelungat, nu se poate trece imediat la o termoficare pe scară largă. Sisteme centralizate de termoficare cu unități de cogenerare, deci care produc simultan și energie electrică și energie termică, sunt doar în Chișinău și în Bălți. Cu alte cuvinte, e loc de mai bine, e loc de multe investiții aici.
Stimați invitați și telespectatori, în continuare vă invit să aflați părerea dacă ar fi posibilă reconectarea termică națională. Ne vorbește în continuare domnul Călin Negură, șef Direcția Politici în domeniul energetic din cadrul Ministerului Economiei și a Infrastructurii Drumurilor. De ce nu au o parte din localități? S-au destrămat, a mai fost și un proces lung de căutare a soluțiilor, din păcate aceste soluții nu au luat în considerare restabilirea acelor sisteme de alimentare centralizată, ba chiar au fost distruse, au adoptat soluții de alimentare locală per obiect a consumatorilor. Acum suntem în proces de revizuire a politicilor naționale, în primul rând. Am realizat studii cu privire la potențialul de cogenerare la nivel național. Suntem în proces de pregătire a noilor analize cu privire la măsurile de sprijinire a dezvoltării acestor sisteme. Desigur că la nivel național politicile nu vor veni cu măsuri la nivel local pentru a reedifica acele sisteme în localități. Toate acestea trebuie abordate atât prin prisma abordării de sus în naționale, cât și de jos în sus, când autoritățile publice locale, populația din localități respective se mobilizează. Desigur că ei trebuie să fie și sarcina noastră, noi o conștientizăm, a autorităților publice centrale de a informa populația despre oportunități, despre posibilități, de ce și facem diferite studii, analize. Stimați invitați, aș vrea să vă întreb cât de rentabilă credeți că ar fi centralizarea termoelectrică în raioanele țării și dacă puteți să ne explicați care de fapt ar fi diferența între un sistem autonom pe bloc și față de un sistem autonom pe apartament, după cum am spus dumneavoastră mai devreme, care ar fi de fapt beneficiile pe care le-ar avea un simplu cetățean? Da, vedeți, în primul rând, la sistemele centralizate, importantă este cantitatea de energie care se produce. Cu cât se produce mai multă cantitate de energie prin și este distribuită către consumatori printr-o rețea, cu atât sistemul este mai eficient. Unde vreau să ajung? La factorul negativ pe care îl reprezintă debranșările. Pentru că au fost în decursul timpului, la nivel de apartamente, din păcate, acum 10-15 ani și vreo 40-44 de instituții publice s-au debranșat de la sistemul centralizat și și-au făcut propriile centrale. Ok? Ei, ajungem exact la acea problemă a controlului. Au preferat așa ca să aibă controlul asupra facturii, ca să aibă controlul asupra temperaturii realizate în clădirea respectivă. Dar constatăm așa, constatăm efecte negative asupra restului sistemului centralizat. Ce a rămas sistem centralizat, care s-a văzut în situația ca într-o rețea supradimensionată, deci cu pierderi mult mai mari, să alimenteze un număr mai redus de consumatori. Deci, să-și diminueze eficiența. Ne uităm după aceea la costurile ascunse. Pentru că cine și-a montat în centrală de apartament, sigur, nu mai plătește energia termică către termoelectrica, dar plătește factura la gaze. Poate din calcule i-a rezultat că plătește ceva mai puțin. Dar nu s-a uitat la investiția inițială în centrala de apartament, cât a dat pe respectiva centrală, nu s-a uitat la faptul că odată la 10, maxim 15 ani trebuie să înlocuiască cu alta, pentru că, sigur, este uzura tehnică care spune cuvântul, nu s-a uitat la riscurile care apar de nealimentare, pentru că o centrală de apartament are piese în mișcare, se mai strică ventilatorul de evacuare a gazelor, se mai strică o pompă, se mai strică cablajul. Riscul de a rămâne fără energie termică în timpul iernii este mult mai mare la o centrală de apartament. Sigur, s-a întâmplat și la termoelectrica, în luna trecută o mare avarie, dar astea sunt accidente foarte, foarte rare. Putem veni după aceea la efectul ecologic. Gândiți-vă ce înseamnă pentru mediu 40-80 de țevi
într-un bloc care ies din bucătării de la centrale de apartament. Ce poluare pot să creeze chiar ajungând la aer irrespirabil în vârf de sezon de iarnă în anumite cartiere. Dacă într-adevăr toată lumea se debranșează și montează centrale de apartament față de sistemul centralizat, care înseamnă totuși un coș de 100 de metri și pe acolo sigur se duc noxele și se distribuie pe o rază mult mai mare. Ca eficiență, pentru că tocmai de aceea există o directivă europeană, pentru că există calcule, există dovezi tehnice că sistemul acesta centralizat și producerea combinată de energie electrică și energie termică este mult mai eficientă decât producerea separată de energie termică, cum se întâmplă și în centrale de apartament, și după aceea energie electrică în alte centrale care produc exclusiv energie electrică. Da, domnule Rupan, dacă vreți să mai adăugați ceva. Deci, în primul rând, aspectul de cogenerare. Deci, noi, societatea, trebuie să suportăm careva costuri. Dacă vrem să avem o stabilitate din punct de vedere, în primul rând, a securității energetice. În condițiile când termoelectrica produce 20% din cantitatea de energie electrică la nivel național, cu creșterea sarcinii termice, automat s-ar majora sarcina electrică. Deci am procura mai puțin din exterior. Este siguranța noastră. Deci eficiența în regim de cogenerare a fost demonstrată. Și aspectul ecologic, ceea ce a menționat și domnul Sandulescu, închipuiți-vă, deci spre regret nimeni nu sonorizează din punct de vedere de securitate industrială. Deci cazurile când cetățenii pur și simplu nu dovedesc, ignorează, uită de necesitatea de a efectua o revizie tehnică a cazanului, a centralei din apartament și, desigur, emisiile în cartierile astea micuțe, unde 4 blocuri spuse închis și care este ecologia în cazul dat și aspectul social, care este starea sănătății a oamenilor din cartierul ăla. Vreau în continuare să vedem care este și experiența României. În aceste clipe intrăm în emisie directă cu domnul Vasile Muntăniță, președintele Asociației Profesionale Cogen România. Domnule Muntăniță, vă spunem bună seara! Bună seara! Domnule Muntăniță, inițial să le spuneți care sunt sursele de alimentare cu energie termică în București și cum se deosebesc de cele din Chișinău? Bucureștiul este un oraș evident mai mare decât Chișinău. Are peste 2 milioane de locuitori stabili și probabil că încă pe atâta flotanți. Termoficarea în București se asigură momentan în circa 8500 de blocuri pentru peste 1.300.000 de locuitori și apartamente și de încă vreo 5400 de instituții și operatori economici. Sursele de producere a energiei termice sunt practic 3 mari termocentrale sau CET-uri vechi, din păcate. 2 din, în afară de cele 3, au mai fost 2 care deja sunt dezafectate, Grozăvești și Titan. Practic, la ora actuală, o foarte mică parte din sursele de energie termică sunt să spun așa, la nivel tehnologic al anilor 2000-2010. Este vorba de centrala Vest, unde există o turbină cu gaze și aici funcționarea este în cogenerare, cu un randament de peste 80%. Și de asemenea mai există o centrală privată, mai mică, de jur de 30 de megawatts, cu motoare termice și aici randamentul la fel este peste 80%. Spre deosebire de Chișinău, unde există o singură sursă, Bucureștiul are avantajul că totuși are mai multe surse, deși nu toate sunt la un nivel tehnologic corespunzător. Mare, diferențele nu sunt, pentru că este foarte bine cunoscut sistemele de termoficare din Moldova și din România au cam aceeași vârstă. Ele sunt făcute după modelul sovietic. Practic, termoficarea a plecat ca o
aripă a industriei energetice industriale și din energia reziduală la vremea respectivă s-a dat spre termoficare. Astăzi, când sursele pentru termoficare sunt adresate exclusiv consumului casnic, desigur, tehnologia, soluțiile tehnice trebuie să fie altele, trebuie să diversificăm, să facem așa zisa producție distribuită, adică să ne apropiem cu producția de consumator, să reducem traseele de transport a energiei termice. Chișinău ar trebui să gândească și cunoștințele mele se gândește și deja a demarat acțiuni în sensul ăsta față de București. Chișinău mai are un dezavantaj, este construit pe câteva coline, dacă nu mă înșel, sunt vreo 7. Deci, pe lângă greutățile care le are în producerea centralizată, mai există și această deficiență a diferenței de presiune de la sursă la toți consumatorii. Și atunci este necesar să gândim niște surse locale de producere, bineînțeles în cogenerare, care să înlocuiască sau să complimenteze în funcționare actuale stații de pompare. Domnule Muntăniță, aș vrea să ne spuneți dacă la nivel european, pentru termoficarea regiunilor, a localităților mai izolate, ce practici sunt uzuale? Pentru că vorbim și despre termoficare a unor localități mai îndepărtată de capitală, de Chișinău. Am înțeles. Este o întrebare, cum zic eu, complexă. Din ce cauze? Pentru că noi suntem obișnuiți, când apare o problemă, să încercăm să găutăm soluții și să adună 10-20 de băieți deștepți, să spart capetele, să găsească soluții. Cele mai multe soluții le găsim la alții. Cel puțin în domeniul termoficării, nu-i nevoie să mai căutăm noi soluții noi. Este suficient, exact cum spuneți noi, să ne uităm să vedem ce au făcut vest-europenii, care sunt mult mai departe decât noi. Vest-europenii acum dezvoltă aceste sisteme centralizate pe care noi le dezagrem acum, ca fiind o moștenire urâtă de la era comunistă. Numai că în partea de vest, iar în domeniul ăsta pioneratul și locul întâi îl ocupă Danemarca. În Danemarca, toată producția de energie din Danemarca este produsă în peste 80% din cantitate în cogenerare. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că au identificat toți consumatorii de căldură și au produs căldură odată cu energia electrică. Pentru că, să fie clar, cogenerarea avantajează producția de energie electrică, nu de energie termică. Și de aceea aici o mare diferență, că nu consumatorul final, nu cetățeanul trebuie să fie conștientizat asupra avantajelor pe care le are cogenerarea, ci statul, cel care administrează resursele energetice naționale, pentru că statul este gestionarul resurselor energetice și atunci ca administrator chipzuit va trebui să găsească surse de producere cât mai eficiente și cât mai economicoase. Una din aceste surse este cogenerarea. Lucrul ăsta, repet, nu l-am descoperit eu și nici noi nu-l descoperim, l-au descoperit ceilalți. De ajuns să ne uităm peste gard la ceilalți. Și cum vă spuneam, Danemarca deja produce peste 80% din energia necesară în cogenerare. Asta a condus la o mare economie de resurse energetice. Iar în ceea ce privește Moldova, cu atât mai mult față de România și față de alte țări, fiind o țară săracă în resurse energetice, va trebui tot timpul să găsească soluții să eficientizeze producerea, transportul și consumul. Repet încă o dată, ca să concluzionez și să dau răspunsul final întrebării noastre, în țările din Europa, termoficările centralizate sunt bazate pe producția în cogenerare a energiei termice și sunt într-o continuă extindere. Mulțumim frumos, domnule Muntăniță, pentru aceste răspunsuri și mulțumim pentru faptul că ați acceptat să intrați în direct cu noi în această seară. Stimați invitați, după cum spunea și domnul Muntăniță, da, e nevoie să aruncăm privirea peste gard la vecinii noștri, mai ales la vest europeni. Totuși, vorbind despre cogenerare și despre exemplu Danemarcii, vreau să aducem în discuție și modernizarea stației de pompare numărul 1, care
la fel, după cum am văzut și în reportaj. E o stație foarte, foarte modernă și nu știu dacă găsim altele în Europa, după cum s-a menționat. Care vor fi beneficiile și dacă peste ani, eventual, alte țări s-ar uita peste gard la noi ca să implementeze aceleași acțiuni în țările lor? Deci, stația de pompare numărul 1, deci a fost posibil de implementat, deci în cadrul, deci după aprobarea legii PASHOP, deci ce ține de acordarea finanțării din partea Băncii Mondiale. Au fost câteva proiecte, se derulează, deci la momentul actual, cum a fost menționat de către colegi, deci practic 90% deja sursele de finanțare au fost utilizate. Ce ține de stația de pompare numărul 1, cu nou construită și modernizarea la 3 stații 8, 12 și 13, deci efectul economic simplu, dacă luăm simplu, nu vorbesc de celelalte, deci efectul economic simplu din simpla economie a energiei electrice care era utilizată pentru lucru motoarelor este de peste 2.700.000 de lei pe lună. Deci pe parcursul unui an, deci an calendaristic, dar nu lucrează toate în regimă. Deci suma desigur ajunge la 30 de milioane. Cum a fost menționat, deci necesitatea modernizării și construcției unei stații noi de legătură între circuitul sursei 1 și sursei 2 și modernizarea la celelalte 3 stații este impusă, deci, din amplasarea geografică, deci a municipiului. Deci noi avem 19 stații de pompare care lucrează pentru ridicarea presiunii și pentru menținerea și la tur și la retur, deoarece geografic, deci diferența de altitudine este până la 173 de metri. Și montarea, deci reconstrucția și construcția unei stații noi ne-a permis în primul rând să asigurăm regimul hidraulic, ceea ce duce la un confort termic, deci asigurarea unui confort termic către consumator și, desigur, economiile de energie electrică și ce își ține de diminuarea costurilor care ulterior sunt incluse în tarifele pentru energie termică. Noi am pregătit chiar și câteva poze în care putem arăta cum s-a schimbat la față sistemul centralizat de încălzire. Spuneți-mi, vă rog frumos, știm că datorită acestui proiect s-au schimbat țevi care aveau peste 40 de ani. Credeți că de astăzi înainte vom avea mai puține avarii când vine vorba de țevi care se sparg? Deci, noi sperăm că vom avea mai puține avarii, dar în același timp trebuie să fim foarte conștienți că, deci, cu suportul proiectului, deci noi... Dacă puteți să ne descrieți ce văd telespectatorii noștri. Deci, am avut proiectul C14, deci vă aduceți aminte anul trecut blocajul care a fost la Henry Coand cu, deci, calea ieșelor, deci am schimbat 6,45 km de traseu. Traseul care a fost, era desigur învechit, era linie de legătură dintre circuitul centralei vest și circuitul unificat. Au fost schimbate, deci, într-un termen record. La moment, deci, avem o siguranță pe parcursul următorii 40 de ani. Deci ulterior au fost schimbate, deci anul 2017 au fost schimbate, deci țevele, deci în cadrul la două proiecte, C17, C19, deci circuitul centralei sud, care asigură partea superioară a municipiului, deci regiunea Telecentru, și deci C19, ceea ce asigură, deci, partea de jos a orașului. Deci iarăși astea sunt țevele care au fost demontate. Deci starea lor, deci au fost segmente unde de fapt de parcursul anilor, deci grosimea țevii de la 12 mm grosimea a ajuns la 2-3. Deci era într-o stare foarte critică, ceea ce arată traseele magistrale. Deci ce ne-a permis, desigur, în primul rând, micșorarea pierderilor. Deci excluderea avariilor la tronsoanele date și pe viitor, deci suntem cert convinși că în regiunile date nu vom mai avea. Ceea ce ține de întrebarea dumneavoastră,
pe viitor. Deci da, întreprinderea a programat și are în planul de investiții inclusiv și pe anul 2018 mai mult de 7 km deci de trasee care preconizăm să le să facem investiții capitale. Deci ne referim la rețelele magistrale diametru de la 150 până la 800 de milimetri și sunt ferm convins că să ne încadrăm și să le modernizăm. Domnule Sundulescu? Da, după cum vedeți, Termoelectrica are un amplu program de modernizare. El vizează în momentul de față, în principal, rețeaua de distribuție, de transport și distribuție energie termică. Asta înseamnă, sigur, cum sublinea și domnul Lupan, înlocuirea țevilor, înlocuirea elementelor din punctele termice. Trei avantaje. Odată, evident, fiind instalații noi, riscul de a se defecta, riscul de a avea avarii este mai mic. Al doilea, pierderile de energie sunt mai mici, acestea sunt tehnologii noi, preizolate, iar al treilea avantaj, de data aceasta sunt dimensionate la necesarul de energie actual, pentru că vechile țevi erau dimensionate inclusiv la un consum industrial care, din păcate, în Chișinău nu mai este. Programul va continua, din câte știu, cu mergerea către sursele de energie și aici s-ar putea să vedem din acel studiu de care pomeneam la începutul emisiunii și o soluție de surse distribuite. Să vedem nu totul concentrat la CET 2, ci mai multe centraluțe termice mai aproape de consumator, cum spunea și domnul Muteniță. Da. Vorbind, domnule Lupan, anume de schimbarea acestor rețele și de proiectul de care ați beneficiat cumva anterior, cam cât kilometri de țevi ar mai fi imperativ necesar de schimbat astfel încât să nu mai avem probleme în acest sens? Deci, la momentul actual, Termoelectrica are, deci, lungimea totală a țevilor care este gestionată de întreprindere este peste 1500. Dintre care 500 de kilometri sunt traseele magistrale. Dacă schimbăm 25 de kilometri pe an, avem nevoie de 20 de ani. Vorbesc numai de rețelele magistrale, dar astea sunt investiții extrem de mari, care întreprinderea astăzi nu poate să le asume fără suportul statului. Deci este metodologie de calculare a tarifului care ne permite o sumă X care se deduce din tarif, care noi o putem îndrepta numai spre modernizare, spre investițiile capitale și aici ține de rețelele de distribuție, rețelele magistrale. Domnule Sundulescu, iarăși, noi ne apropiem deja de finalul acestei emisiuni. Luând în considerare toți pașii care au fost efectuați până acum de Termoelectrica, ce credeți că ar trebui să implementăm în viitorul apropiat, astfel încât iarăși, să optimizăm, să avem prețuri mai mici la consumatorul final și ei, desigur, să fie fericiți, să fie mulțumiți. Cum spuneam, Termoelectrica este pe, să zicem, direcția bună în ceea ce privește aceste programe de modernizare, este pe direcția bună în ceea ce privește comunicarea cu consumatorii. Deci am fost impresionat de campania de promovare a acelei soluții de separarea pe verticală a apartamentelor, de insistența cu care Termoelectrica încearcă să convingă consumatorii de energie termică din Chișinău că e spre binele lor să treacă la noul sistem. Din punctul acesta de vedere, iarăși din punctul acesta de vedere, cred că Termoelectrica este pe direcția bună. Ce mai este nevoie? Sigur, este nevoie de susținere, este nevoie de susținerea statului, este nevoie de acele mecanisme care sunt prevăzute și de legislația europeană, de susținere financiară a cogenerării de înaltă eficiență. E nevoie de această evoluție către surse și modernizarea și a surselor de energie, nu numai a rețelelor, a înlocuirilor, poate, sau a modernizării surselor actuale. Rămâne să vedem studiul finanțat prin Banca Mondială, cum spuneam, de către guvernul suedez, ce soluții va propune termoelectricii. Sunt însă progrese care se remarcă cu ochiul liber. Însă și acea dispariție a lunii de revizie din timpul verii, cred că este un mare pas înainte în ceea ce privește creșterea confortului consumatorilor de energie termică din municipiul Chișinău. Când ar urma să apară acest studiu realizat de... Încerca 6 luni, sperăm să-l avem. Vom avea în premieră aici, la Obiectiv Comun.
Sperăm, domnule Lupan. Deci, ce aș vrea să remarc, deci, la capitolul costuri, deci, termoelectrica este foarte conștientă că o mare parte, spre regret, din consumatori, pentru ei, cu prețul gigacaloriei este înalt. Dar, anume prin implementarea sistemelor orizontale, proiectul care noi îl susținem și îl promovăm, deci, nu se va schimba prețul gigacaloriei, se va micșora factura care va achita-o consumatorul final. Și asta este beneficiul ăla. Ceea ce ține de susținere, deci la momentul actual, pentru a promova, noi considerăm că este nevoie de implicare, în primul rând, a organului de administrare publică locală, care are diferite mecanisme, inclusiv financiare, deci fiscale, care ar putea să susțină păturile vulnerabile. Deci bănuiesc că cele 5% din blocul locativ de pe calea ieșilor sunt cei care n-au avut financiar posibilitatea să-și includă sistemul interior de. Asta este prerogativă organului de administrare publică locală, care ar putea elementar să redirecționeze. Și în contextul discuțiilor că se preconizează o finanțare deci, din partea comunității europene privind eficiența energetică în cadrul municipiului Chișinău, ar fi o variantă ideală atunci când eficiența ar fi examinată prin termoizolarea blocului, schimbarea geamurilor, ușilor și, desigur, punctul termic individual cu distribuția pe orizontală. Și atunci factura finală la consumator ar fi cel puțin cu 35% mai mică. Vă mulțumesc frumos, stimați invitați, pentru prezență în ediția de astăzi. Doamnelor și domnilor, noi chiar acum avem legătura directă cu Stella Danilă, prezentatoarea telejurnalului de la ora 18, care ne va spune ce vedem astăzi în telejurnal. Stella, bună seara! Bună seara, Sandu! Bună seara, doamnelor și domnilor! Partidul Liberal a pus gând rău statutului de limbă de comunicare a limbii ruse în Republica Moldova. Reprezentanții formațiunii politice au sesizat Curtea Constituțională pentru a se pronunța asupra constituționalității mai multor legi care prevăd că limba rusă este limbă de comunicare pe teritoriul acestei țări. Detalii în legătură cu acest subiect, dar și celelalte știri au pregătit reporterii TVR Moldova, aflați peste doar câteva minute în telejurnal. Stella, îți mulțumesc, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Ne revedem mâine la aceeași oră, când vom discuta despre consolidarea identității românești în Basarabia și rolul imperativ al unirii principatelor române pentru istoria neamului. Eu vă spun la revedere, o seară frumoasă să aveți!